Salut și bine v-am găsit! Sunt Ionuț și în următoarele minute vom descoperi împreună telefoanele Oppo A15, smartphone-uri cu ecrane generoase, cameră triplă cu inteligență artificială și capacitate mare de stocare. După cum vedeți, în cutia lui Oppo A15s găsim telefonul, încărcătorul și cablul de alimentare care permite și transferul de date. În cutia cu manualul de utilizare găsiți și o husă din silicon care protejează telefonul. De asemenea, pe ecranul telefonului este deja aplicată o folie de protecție. Dacă ar trebui să fac o caracterizare rapidă pentru aceste modele, aș spune că Oppo A15 și A15s sunt smartphone-uri foarte rapide, cu o capacitate de stocare de 32 sau 64 de GB, care poate fi extinsă până la 256 de GB. Având un procesor octa-core MediaTek Helio P35, acest telefon are o performanță impresionantă cu un consum redus de energie. Diferențele între cele două modele sunt minime și țin doar de configurația hardware. A15 este echipat cu 2 GB memoria RAM și 32 spațiu de stocare, iar A15s integrează 4 GB de memoria RAM și 64 GB spațiu de stocare. Poți observa că telefonul este foarte subțire, având doar 7,9 mm și cântărește 177 de grame. Totodată, are un design curbat 3D ce permite utilizarea cu ușurință, fie și numai cu o mână. Telefoanele Oppo A15 au un ecran de 6,52 inci cu o ramă subțire și o rezoluție HD+. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ne putem bucura de filme, videoclipuri sau jocuri cu imagini clare și detaliate. Totodată putem activa filtrele Eye Comfort care blochează lumina albastră pentru a proteja ochii. În plus, datorită algoritmilor de inteligență artificială, Oppo A15 poate învăța preferințele legate de luminozitatea ecranului, ajustând-o astfel în funcție de scenariul de utilizare. De exemplu, poți crește luminozitatea atunci când te uiți la un film sau o poți reduce atunci când citești o carte în format digital. Iar dacă în zilele în care soarele strălucește foarte puternic nu reușești să vezi ecranul telefonului tău, ei bine, telefoanele Oppo A15 pot îmbunătăți acest aspect în mod automat. Luminează ecranul în mod inteligent pentru ca tu să poți folosi telefonul chiar și în lumină puternică. Dacă îți faci griji că toate aceste caracteristici vor afecta durata de viață a bateriei, trebuie să știi că noile A15 vin cu o baterie de 4230 de mAh, care asigură o zi întreagă de funcționare a dispozitivului. Doar un singur exemplu în acest sens este autonomia de 16 ore pentru redarea de videouri la rezoluție HD sau 6 ore de gaming neîntrerupt. Nu uita că telefoanele noastre dispun de Super Power Saving Mode, care îți permite să comanzi un taxi sau să termini o ședință online importantă, chiar și atunci când mai ai doar 5% din baterie. În plus, modelele Oppo A15 au și Super Night Time Standby, prin intermediul căruia deprinde obiceiurile tale pentru a reduce consumul de energie în timpul somnului. Totodată, aceste modele sunt echipate cu o cameră triplă cu inteligență artificială, care redă întocmai momentele cele mai importante. Ansamblul de camere este alcătuit dintr-o lentilă principală de 13 megapixeli, o lentilă macro de 2 megapixeli și o lentilă de adâncime de 2 megapixeli care asigură un efect bokeh natural fundalului din fotografii. Oppo A15 și A15s dispun de modul HDR care oferă fotografii clare chiar și în condiții de luminozitate scăzută sau în cazul unei surse de lumină din spatele subiectului. Prin modul portrait bokeh, fotografiile realizate cu camera frontală au un efect natural de bokeh, iar pentru un plus de creativitate pot fi folosite până la 6 filtre speciale. Prin îmbinarea funcțiilor Dazzle Color și recunoaștere AI a mediului, cele două modele oferă modul AI de îmbunătățire a cadrului, care poate reda impecabil 21 de scenarii de fotografiere diferite. Mai mult, utilizatorii au posibilitatea de a-și îmbunătăți fotografiile prin cele 15 filtre disponibile și clipurile video prin alte 10 filtre. Telefoanele Oppo A15 dispun de cel mai nou ColorOS 7.2 și sidebarul Smart oferă un acces rapid la toate aplicațiile importante pentru fiecare utilizator în parte. Dacă ești pasionat de jocuri, trebuie să știi și că aceste modele au și HyperBoost 2.1, format din Frame Boost și Touch Boost, care analizează performanța telefonului și își ajustează setările astfel încât să evite reducerea frecvenței cadrelor pe secundă. Acest lucru înseamnă pentru tine o experiență mai cursivă de joc cu lag scăzut. Telefoanele au și un senzor de amprentă integrat pe carcasa ce acoperă spatele, iar pentru a asigura confidențialitatea informațiilor pe care le stochezi în telefon, ai opțiunea AI Face Unlock. Dacă vrei să afli mai multe detalii despre produsele Oppo, urmărește-ne pe paginile noastre de Facebook Oppo sau pe pagina de Instagram Oppo Mobile Ro. Toate detaliile despre produsele noastre sunt pe www.oppo.com.